Investiții, vă arăt, vă trimis și poze, tot ce am schimbat în pereți, în șape, parchet. Tot ce înseamnă. Multe chestii care nu mai pot să mai le iei în altă parte. Dormitorul la băiat, am un băiețel mic. Ce părere aveți despre faptul că primarul dorește să dărâme, până la urmă, un simbol important al orașului, clădirea 7 etaje? Nu știu, eu părerea e, nu știu cum să vă spun, n-aș fi de acord, una la mână. Eu sunt din orașul Mirzil, de fel. M-am mutat în Ploiești pentru o grădință, o școală, pentru un viitor mai bun pentru copii. Zona asta, când am luat-o, am căutat peste tot. Am găsit zona asta, mult mai scump, dar am zis, băi, e o zonă centrală, am optat pentru chestia asta. Că altfel puteam să mă duc să iau unul la 30.000. M-a costat 55.000 prețul când l-am cumpărat acum 7. Și acum pot să confirm cu tot ce am făcut cu mâna de lucru, meseria și firmă cu care am lucrat și cu toate, era undeva la 10.000 băgați în pereți, fără mobilier, de 10.000 reali. Cât ar trebui să vă dea primarul ca să spuneți da pentru demolare? Depinde și de zona unde poate să ne ajute. Adică, domnule, eu pot să-ți dau la periferie. La periferie nu mă luți. A venit primarul să vă întrebe, să vă... Nu. Eu, chestia asta cu demolarea, am mai auzit-o acum vreo 2 ani. Am mai scris la Observator când am văzut că se reabilitează blocurile după bulevard. Da. Am întrebat administratora, domnule, de ce nu facem și noi ca să iasă frumos, să fie blocul frumos? Păi nu, că se aude că ar vrea să-l dărâme. Că ăsta a făcut de, e blocul făcut de Ceaușescu, ca să nu se vadă ca de dar, că el nu suferea bisericile la vremea aceea. Ați participat la sondajul pe care l-a lansat primăria? Nu am fost niciun sondaj. Există un sondaj online unde puteți să răspundeți cu da sau nu, dacă sunteți sau nu de acord. Dar și bătrânii din bloc, care aia nu o să... Nu au telefoane, nu au acces la internet, plus că nu o să se mute. Noi, poate unii tineri, acceptăm, depinde de o sumă, să fie ok să pot să iau. Mă duc în alte părți, în blocurile astea noi, unde sunt banara mai făcute, nu. Ar trebui întâi să vină să stai de vorbă cu locatarii, în primul rând, să vadă păreri. Da. Și dacă ar fi de acord peste 80%, dar nu cred, așa, prima variantă ar fi cea mai ok, reabilitarea blocului. Și așa este foarte ok. Adică scoatem reclamele după blocuri, aranjăm și noi cu termopane cum se face pe bulevard și o să fie un bloc extraordinar de frumos. Și ca o concluzie, da sau nu? Ați dorit demolarea? Nu. Nu. Eu, unul, nu.